Suntem în plin sezon al cozilor în Vămi. În punctele de trecere a frontierei din vestul țării s-a stat ore întregi la coadă. Mii de români se întorc în țară pentru a petrece Crăciunul alături de cei dragi, iar mașinile sunt pline de cadouri. Cei care nu au reușit să vină în țară de sărbători tot vor avea parte de un Crăciun autentic. Rudele le trimit pachete cu produse tradiționale. În ultimele zile, numărul mașinilor care intră în țară prin punctele de frontiere din vest s-a dublat. Românii plecați la muncă în străinătate străbat mii de kilometri și stau și câte 3 zile pe drum pentru a ajunge acasă de sărbători. De ce preferați să veniți de sărbători acasă? Sunt mult mai frumoase acasă. Păi ca să vin să mănânc și eu un purcel, să mănânc și eu un cărnaț, ca să beau un vin acru cu un cărnaț sărat și tiperat. Chiar dacă în toată Europa bate vântul crizei, românii nu s-au întors cu mâna goală. Mașinile sunt tixite cu daruri pentru prieteni și familie. În multe dintre autoturisme, abia au mai încăput pasagerii. Sunt cadouri de Crăciun? Da. Ce ați adus? Jucării pentru toți nepoții, copii, pentru familie. Haine? Haine, mâncare. Ați adus cadouri pentru cei dragi? Normal. Ce ați adus? Dulciuri, hăinuțe, parfumuri. Cei care nu au reușit să ajungă acasă de sărbători nu au uitat însă de copiii sau de nepoții de acasă. De această dată, internetul a luat locul clasicei scrisori către Moș Crăciun. Te rog frumos să-i spui lui moșul să-mi aducă ceva în Elveția. Dar ce să-ți aduc? Eu o să vorbesc eu, dar ce vrei să-ți aduc? Un calculator din ăla cum avea prietena mea din Elveția, cu două ecrane sus și jos și cu băți din ăla. Nici rudele din țară nu i-au uitat pe cei plecați pe meleaguri străine. Le trimit pachete care miros a Crăciun românesc. Vreau să te simți bine și cu prietenii tăi și cu Socrela și cu Cristiano, deci să trăiți românește. Spune ce mai vrei să-ți mai trimit. Auzi, mama, să-mi pui și niște caltaboși. Da, și niște vin alb din ăla de la țară. Și dacă poți și un cozonac, dacă reușești să-l faci, e perfect. Peste 2,5 milioane de persoane vor trece în perioada sărbătorilor de iarnă, punctele de frontieră și cel puțin la fel de multe pachete vor fi expediate.